Poftim, v-am făcut paste. Preferatele voastre. Te simți bine, mamă? Arată delicios! Și să nu uităm de sos. Arată delicios, mami. Da, merge. Wow! Hei, sunt chiar bune. Mă bucur că vă plac. Și așa nu mai am niciun vas de spălat. Ce pufos ești. Bună! Hai să vedem cum te simți. Spune a. Nu! Hai, fă gura mare. Lăsați-mă în pace, nu vreau. Ok, vrei să vezi un truc magic? Wow! Aha, te-am prins. Funcționează de fiecare dată. M-ați păcălit. Da, aha. Bun, trebuie să-ți ascult plămânii. Nu-mi place. Te poți opri? Ce distractiv e? Domnul Cutie e în regulă. Ați ratat! Trebuie să vă mișcați mai rapid. Bun, nu te mișca. E perfect. Poftim? Sună bine, nu-i așa? Dă-o încoace. 10 ani de facultate de medicină și uite ce am ajuns să fac. Stai puțin. Mi-a venit o idee. O să lipesc fluturele astea de stetoscop. Acum nu mai pare așa înspăimântător. Hei, uite, un fluturaș! Wow, ce drăguț e! Cred că o să aterizeze pe tine. Sună perfect. Nu mă pot mișca. L-am nimerit. Urechile mele. Ups, poate ăsta o să vă ajute. Nu, nu, e în regulă. Trebuie să găsesc un doctor. Ok, puștaico, e timpul să mergi la școală. Ia-ți rucsacul. Mersi, tati. Am nevoie de încălțăminte. Corect, am uitat. Sigur, stai să-ți aduc. Poftim. Mă gâdi la. Ok, încearcă să nu te mai miști. Ce amuzant ești, tati. Mă lași să fac asta? Scuze. Gata, direct la școală, ok? Ok, pa, tati. Pa. Ce greu a fost. O să-mi închid puțin ochii. Tati, trezește-te! Mi-e foame! Ok, stai puțin. Poftim, scumpa mea. Asta-i tot, da? Acum mă pot relaxa. Ce mai e? Nu e corect, tati. Ce-ai pățit? Plouă! O să mă ud. Nu-i bai, folosește umbrela asta. Mersi, pa! Sper să nu se mai întoarcă. Wow, ce furtună! Nu mai ies niciodată afară din casă. Oh, nu! Mi s-a stricat umbrela. Nu, nu, e în regulă, scumpa mea. Dar... ce aproape am fost. Vreau și eu puțin timp pentru mine. Voiam să joc golf. Stai așa. Perdeaua asta de duș. Mi-a venit o idee genială. Împăturește o perdea de duș până obții un triunghi. Taie vârful triunghiului. Pune două bucăți de perdea de duș una peste alta. Folosește hârtie de copt și o placă de păr pentru a lipi bucățile una de alta. Asigură-te că nu rămân goluri. Wow, tati! Ce poncio frumos! Arată super! Acum pot să ies afară! Da, sunt genial! Ce tare! Nu m-am mutat deloc! Oh, a ieșit soarele! Dar voiam să mai stau cu asta pe mine!
Oh da, la la la. Ce n-ai... Uite, sunt o artistă talentată. Uite ce interesant. Nu e interesant deloc. Cariocile se țin așa. Serios? Da? Vrei să încerci? Ok, pare ușor. Hai! Ce distractiv e! Așa? Nu. Hai să-ți mai arăt o dată. Ține carioca așa, între degete. Ah, am înțeles. Bun, e rândul tău. E greu. Are noroc că o iubesc. Așa e bine? Aproape. Ok, mai încerc o dată. Ține mâna așa. Și acum îndoaie degetele astea. Așa. Se simte ciudat. Mi-e frică, tati. Așa. Mă las pe gubaș. Am reușit, tati. Ia stai așa. Am nevoie de elasticul ăsta de păr. E fix ce ne trebuie. O să-ți pun elasticul peste degete, apoi o să trec carioca prin el. Perfect. Încearcă acum. Ce să desenez? Știu! Nu te uita, tati! Am terminat! Deschide ochii! Uite! Noi suntem! Ce desen frumos! Bravo, scumpa mea! Am nevoie de o cafea tare. Ah! Tu de unde ai apărut? Neața, tati! Bună! Vreau micul dejun! Ok, ți-l fac imediat! Lapte! Ce distractiv e! Se mișcă înainte și înapoi! Poftim! Nu cred că ar trebui să mai faci asta! Ia niște cereale și nu mai faci asta! Nu te mai balansa așa în scaun! Poți să cazi! Hai, mănâncă micul dejun! Ți-am turnat laptele! Arată delicios! Termină tot! Mersi, tati! Ce adorabilă e! Ce mult îmi plac cerealele! Și ce mult îmi place să mă balansez! Ce ai spus? Nimic, tati! Nu ai voie să faci așa cu scaunul! Oprește-te! Nu! E prea mult! Uite ce mizerie ai făcut! Ups! Gata cu prostiile! Mereu fac curățenie după tine! Unde a dispărut? Era fix aici! Hei! Stai puțin! Bună, tati! Trebuie să fac cumva să se oprească! Stai! Cârligele astea mi-au dat o idee! Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta! O să lipesc niște scoci dublu adeziv de picioarele scaunului. Apoi o să lipesc de scoci ventuza asta. Apoi o să întorc scaunul la loc. Mănâncă-ți cerealele. De ce nu se mai mișcă scaunul? N-ai nicio șansă. Bine, o să mănânc cerealele. Urăsc cafeaua. Am făcut în sfârșit curățenie. Hei, mama! Oh, suc! Ce bun e! Ah. De la ce ai urmele alea pe față? Ce urme? Ah, nu-i mare lucru! Stai așa! O să-ți pun în plasture! N-o să te doară deloc! Mamă, oprește-te! Serios, mamă? Ah, știu! Pune un plasture pe o suprafață orizontală. Desenează ceva pe el. Fă un desen cât mai atractiv. Apoi colorează-l. Ce bufnițe simpatice! Mai am puțin! Gata cu plasturii plictisitori. Wow! Ce bine arată! O să mi-i lipesc pe față. Da, sunt super!
cum arăt? Wow, ce interesant sunt! Mersi, mama! Ești cea mai tare! Sperăm că aceste trucuri te vor ajuta dacă ai copii. Ce lucruri amuzante fac părinții tăi? Spune-ne mai jos într-un comentariu. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru a nu rata distracția.